Și acum ce facem? O dăm și noi în sport, nu? Ca așa e normal, să o dăm în sport. Și să încercăm să vedem cum trage, dacă să mergem un pic la 100, să o luăm cu 100. Să urmărim și cum trage și cum, de fapt, mai puțin important e cum trage, că în general cutiile CVT se mișcă binișor, pentru că ele sunt tot timpul la un optim, prin principiul lor de funcționare. Nu, ne interesează altceva. Feeling-ul pe care îl dă cutia. Hai să vedem cum e cutia asta. Deci suntem la 100 km pe oră și pedală la podea. Ce vedem? Comportamentul este de cutie automată de care? Hai să ne uităm cum cade acum. Nu poți să-i zici neapărat că e de cutie automată dublu ambreiaj. De o automată convențională bunicică, mi se pare mie. Mie mi se pare că merge super bine. Dar de nivelul de zgomot, ce ziceți? Sigur, în balamucul ăsta care nu prea poți să-ți dai seama. Vă spun eu, nu se aude nimic. Ce, eu am mers cu ea în prima zi când am luat-o și era uscat, deci pur și simplu nu-ți venea să crezi. Iată, o reluare de accelerare. Deci dacă n-aș ști că sunt într-o cutie cu dublu ambreiaj, într-o cutie, adică într-o mașină cu cutie de tip CVT, nu ți-ai dat seama la prima vedere că e CVT, doar urmărind-o cu atenție. Ținuta de drum impecabilă. Culmea, că asta spuneam la un moment dat că o să mai povestesc despre suspensie, culmea merge perfect cu jante de 20 de inci, deci merge ca o mașină cu jante de 18 inci, fără discuție. Mă așteptam să fie mult mai brutală, am mai întâlnit mașini chiar cu jante de 19, care erau mult mai brutale la amortizarea diverselor obstacole mai mici sau mai mari întâlnite pe drum, dar nu știu ce au făcut la suspensia asta, e super, super interesantă. Bun, să mergem și cu 70 de km pe oră, să vedem cum o ia și de la 70, adică de aici, da, pedală la podea. Ca și la alte mașini cu care am mai mers, și acest Qashqai va suferi fără îndoială de problema puterii. E o mașină atât de arătoasă și, cum să spun eu, ultra sofisticată, încât o să te doară sufletul când o să te zboare unul cu un Duster EDC sau cu un Duster cutie manuală sau un alt Qashqai, pentru că această cutie CVT e destul de limitativă, da? Și în conjuncție cu tracțiunea integrală. Deci e un compromis pe care îl faci. Accepti că e un Qashqai mai puțin performant, însă beneficiezi de tracțiune integrală și cutie automat. Bun, ce vrem să mai vedem și cum ar fi interesant, că de asta spun, vreau să vă arăt cutia în adevărata ei valoare, ca să o înțelegeți. Să vedem o accelerare, o las tot în sport. Însă o accelerare mai rezonabilă, fără pedală la podea. O să încercăm o pedală la jumătate. Aproape ca o cutie automată normală se comportă. Deci, într-adevăr, un mare salt pentru cutie și performanța se vede, este aici.
Deci nu e ca și cum super silențioasă mașina, atât la partea de tren de rulare, cât și la partea de motorizare. Este fantastic ce au reușit să facă. Foarte controlabilă, foarte precisă. Are un dozaj al frânelor, parcă e copiat de la Mazda. Știți povestea aia cu frânele de la Mazda, când apeși pedala și ai senzația aia de aproape de frână mecanică neasistată, foarte interesantă, pe care a făcut-o Mazda. Și aici e ceva asemănător. Se vede clar că, bun, n-aș vrea să sune ca o copiat sau ceva, dar s-au uitat și la alții să vadă ăia ce fac și cum fac și au zis, hai să facem și noi ceva care să semene măcar cu asta. Și de la 100 tot în sport, aceeași chestiune, adică un fel de pedală la jumătate, da? Ca să vedem cum reacționează, cum prea ne lasă traficul. Dar nu pot descrie în cuvinte senzația din mașină, deci nu simți absolut nimic. Deci este așa, totul se întâmplă într-o liniște totală și rulezi cu cașcaiul ăsta și ai impresia că ești într-un BMW, într-un seria 3 de ultima generație. Ca feeling. E mare lucru ce au făcut. Bun, mai încercăm o dată, suntem la 100, pedală la jumătate. Imită perfect o cutie de viteză automată, convențională, deci asta e tot automată în felul ei. Vreau să urmărim un pic și head-up display-ul. O să încerc să-i dau și o destinație pe navigație. Ia să vedem dacă avem ceva salvat, pe aici n-avem nimic. Să-i dăm repede o adresă, ca să vedem toate informațiile. Deci am dat o adresă. Îi dăm start și în momentul ăsta ar trebui să ne apară. Da? Sper că se vede. Foarte interesant head-up display-ul. Îmi place că nu e din ăla care scoate gemuleț așa ca, mă rog, erau și alea, la vremea lor era ok. Proiecție direct pe parbriz. Mare, super clar, color top. N-am ce să comentez, n-am ce. Deci mașina m-a lăsat mască în multe aspecte, nu în toate, dar în unele este un super reper acest Qashqai. Deci va fi la anumite capitole, va fi cu siguranță mașina de bătut pe care toți or să vrea să o bată. Antifonare, tehnologie. Bine, tehnologia au toți, însă feeling-ul pe care îl dă Qashqai-ul la interior, mai ales în versiunea asta de top, este aproape inegalabil. Spun aproape că am speranțe mari la nou Sportage care o să vină, sper curând. Și da, este foarte interesantă mașina.
după cum vedeți. Totul funcționează bine pe ea, chiar și în condițiile astea de ploaie. Adică ok, ne-a dat niște avertizări de senzor, de nu știu ce, dar a continuat să funcționeze. Practic ea te informează că vizibilitatea e redusă sau așa, dar am văzut că sistemele în continuare au funcționat. 0-100 în modul sport. Eu zic că a mers destul de frumos, am lăsat și display-ul de distribuție a cuplului ca să vedeți cum se întâmplă lucrurile atunci când pleacă de pe loc. Destul de ok, rezonabil pentru pretențiile mașinii. Și un 0-100 de data asta în D, să vedem dacă se schimbă ceva. Este incredibil ce senzații îți dă cutia, ca și cum ar fi automată, convențională, cu convertizor sau în anumite momente schimbă rapid ca una cu dublu ambreiaj. Deci eu zic că le-a ieșit cutia. Nu vă faceți griji, cu excepția faptului că nu ai performanțele de top pe care le au celelalte variante din gamă. Cutia este bijuterie. Adică eu sunt fascinat de cum merge mașina asta. Super silențioasă, super tot ce vrei are mașina asta. Pot să fac un compromis să renunț la 15 km viteză maximă, să fie mai puțin la varianta asta, dar să am automată și 4x4. Deci pentru mine este super ok. Sistemele de siguranță, de asistență funcționează toate foarte bine. Deci mașina este top. Sistemul stop-start îl vedeți funcționând foarte, foarte rapid, super silențios, urmăriți-l. Suntem în standard acum și o să conduc cu pedala la jumătate, să spunem, ca să vedem cum evoluează mașina standard. Un minus pe care l-am observat la acest Qashqai și sincer mă deranjează, nu că n-aș ști că nu-s chiar tâmpit. Nu avem pe bord, sau eu nu văd, poate vedeți voi, un indicator al modului în care suntem în momentul ăla, da? Îți arată când schimbi, că ai trecut din sport în eco, în standard, în snow, în off-road, dar acum nu știm, da? Știu eu că știu. Deci aici i-am găsit un pic de... Altfel, cutia cum vi se pare? Vi se pare lentă? Mie nu mi se pare lentă, deloc. Și o să vă arăt și modul eco imediat. Asta e frâna de motor în standard. Totul foarte fin, îmi plac ceasurile de bord. Deci mașina este într-adevăr o frumoasă realizare a celor de la Nissan. Senzația de mașină electrică este copleșitoare, nu știu de ce și cum o face, dar am trecut-o Neco și uitați-vă Neco cum funcționează. Urmăriți și torque split-ul pe bord, pe măsură ce accelerăm. Ce am observat, în destul de multe situații, duce destul cuplu către spate. Și sistemul pare să fie unul anticipativ, adică
nu așteaptă să intri tu într-o situație ca să... Nu, e... Cred că ține cont de multe chestiuni, inclusiv de faptul că plouă afară. Dacă vede că am ștergătoarele pornite, e posibil să aibă un... un input și din, din partea asta. Am văzut rulând pe ploaie, pe drumuri cu noroi, înainte să intru în noroi, deci eu eram pe, să spunem, macadam și urma noroi, da? Și ea chiar și pe macadam era cu cuplu mult către spate, adică într-un fel știa ce urmează să se întâmple. Și asta nu poate să fie decât pozitiv pentru posesorul, viitorul posesor al unui asemenea Qashqai. Dar sigur, dacă vrem variantă CVT cu mod off-road 4x4 și așa mai departe, jantele 20 de inch sunt pentru oraș, nu pentru noroi niciodată. Și să mai urmărim odată și în sport, tot așa fără pedală la podea. Adică o luăm ușor, cum se spune. Și vedem cum transmite cuplul. Deci sport. Ia uitați-vă. Da? Vedeți diferența la plecarea de pe loc? Și dacă mă fig mai tare în ea, da? Vedeți cum transmite? Am luat și o băltoacă. Și eu zic că mașina reacționează foarte, foarte bine. Iată, chiar și acum la peste 100 de km pe oră aveam undeva un pic de cuplu pe spate. Ce regret la mașina asta? Că nu avem un indicator pentru mild hybrid dedicat, să vedem ce se întâmplă și acolo exact. Și mă sună cineva acum, așa că puteți să vedeți exact și cum și ce se întâmplă. Bun, merită sau nu merită cumpărat noul Qashqai? Depinde de mulți factori. Depinde câți bani vrei să dai pe o mașină, depinde dacă vrei varianta asta pe care o am în test acum sau una mai ieftină și mai puțin costisitoare, pentru că dacă vă uitați un pic pe bord o să vedeți că avem așa, am făcut 277 de kilometri în traseele noastre care sunt întotdeauna cam aceleași. Și ia să vedem ce avem noi aici. Da? De la resetare 10%, nu luăm pe ăsta în calcul. Viteza medie, ăsta este de când am pornit-o acum, deci nu e relevant. Avem această de la realimentare, de la plin, da? Avem o medie de 9,5 litri la 100 de kilometri. Viteza medie 31 de kilometri pe oră și un parcurs de 280, mă rog, hai să zicem 300 de kilometri o să facem până ducem noi mașina înapoi la mămica ei. Nu e un consum mic pentru genul ăsta de mașină. De ce? Competitorii, să spunem, titrați, o să dau și niște exemple acum, exemplu Tucson. Poți să dai un ban și să iei un Tucson de 225 de cai hibrid, da? Care consumă 5%. E o opțiune? Este, da? Același lucru e valabil și probabil și la noul Sporte și la alte mașini care în variante cu cutie automată și tracțiune integrală probabil că vor consuma cu un litru jumate, poate chiar 2 litri mai puțin decât avem noi pe bord acum. Dar circumstanțele trebuie luate din nou în calcul. Jante de 20 de inci, din start penalizează mult jantele. Părerea mea, dacă
vreți o variantă full și nu vă deranjează un consum de 9 litri jumate, luați-o full și cu jantele de 20 de inci. Altfel, nu. Dacă vă interesează 4x4 și vreți să intrați cu ea, că mașina are o gardă la sol, să zicem respectabilă, o tracțiune integrală decentă, atunci mai bine luați cu jante de 18 inci. Balonul, diferența de balon este mare și se va simți mai ales în teren accidentat. Problema cu confortul e relativă. Sunt uimit că mașina pe 20 de inci are un confort uluitor. Deci cu siguranță ar fi așa, superflu să spun că da, dacă o să fie pe jante 18 o să fie mai confortabilă. Nu știu, neconducând pe 18 inci, nu știu cât de mare e diferența și dacă poate să fie atât de sesizabilă față de modelul pe care îl avem aici. Pentru că mașina, după cum se vede, super silențioasă, super confortabilă, nu zgomote de la suspensie, nu nimic. Deci este, din punctul ăsta de vedere, vis. Ținuta de drum foarte bună, poate că nu este atât de, cum să spun, gym by tai ca Mazda, dar își face treaba pentru care a fost gândită și a fost gândită probabil special cu ideea asta. Nu vrea să fie nici cea mai tare, nici cea mai rapidă, după cum se vede, nici cea mai economică, însă dinamică decentă, super silențioasă, confortabilă, luxoasă, premium ca feeling. Și după părerea mea le-a reușit chestia asta foarte mult. Frânele sunt grozave, vizibilitatea este, eu zic, super corectă, deci n-am avut niciun fel de problemă cu ea, exceptând iar o chestiune, că dacă stau să mă gândesc, deci analizând chiar și acum în timp ce conduc, faptul că oglinda retrovizoare e destul de jos, da, pot să zic că vizibilitatea către față în anumite momente ar fi putut să fie mai bună, dar nu e ca și cum treaba asta e ceva care mă deranjează permanent, deci conduc și nu văd în fața ochilor numai oglinda retrovizoare, nu, deci se poate trăi cu chestia asta. Tehnologia prezentă la bord este superbă, depinde de voi ce vreți. Eu, până la urmă, am spus-o mereu, e vorba de compromisul pe care vrei să-l faci. Vrei o mașină mai puternică? Poate te duci în altă parte. Vrei o mașină mai ieftină? Poate te duci în altă parte. Nu te interesează atât de mult premiumul, confortul și nu știu ce, vrei să faci off-road? Poate și ți-ai un Duster, nu știu, dau un exemplu. Da? La o mega diferență de bani, îți mai rămân bani de un Sandero, cum se spune. În același timp însă, mașinuța asta cu tot ce are pe ea, raportat la prețurile care sunt acum la majoritatea competitorilor direct, nu mi se pare exagerat de scumpă. Adică nu mi se pare că mama a venit Nissan, a făcut o mașină șmecheră, dar costă cu 5.000. Da, este mai scumpă decât vechile generații cu mult, pentru că acest lucru îl putem constata la orice altă mașină cu care concurează acest Qashqai, Sportage-ul. Spuneți voi, un model Tucson, ce a venit nou în ultima vreme, în ultimul an jumate, să spunem, a venit cu 5.000 de euro mai scump? Cam toate modelele au venit așa, cu 5.000 de euro mai scump. Și atunci e firească poziționarea celor de la Nissan. Sigur, mai sunt niște aspecte aici. Nissan, așa cum ați observat, a scăzut un pic în prezența, să spunem, chiar și fizică, pe teritoriul României. Nu mai sunt atât de multe posibilități de a cumpăra și servisa, deci dealership-urile s-au mai rărit. Dintr-un motiv oarecum previzibil, gama de mașini este destul de redusă, da? Fiind sub umbrela Renault, nu putem să spunem acum, mamă, Nissan e pe moarte și nu știu ce se întâmplă, sau față de alții care chiar sunt cu probleme. Adică nu pot să compar, de exemplu, Nissan cu Mitsubishi în momentul ăsta. Mitsubishi-ul
da, e într-adevăr într-o chestiune de viață și de moarte la momentul ăsta, a fi sau a nu fi. Nu se pune problema la Nissan, dar restrângerea de gamă este evidentă și la Nissan. Nu mai avem atâtea modele câte erau odată. Și în același timp este la fel de evidentă restrângerea de prezență fizică la nivel de unități de vânzare și service. Și atunci trebuie să puneți în balanță toate chestiunile astea, inclusiv chestiunile de garanție, cât are mașina garanție versus competiția, merită sau nu diferența de preț. Deci pentru mine ca experiență, faptul că am condus acest Qashqai a fost o experiență, probabil cea mai bună experiență a anului 2021, hai să zicem exceptând M550i-ul. Dar în rest, din seria de mașini normale pe care le-am prezentat, cea mai mare surpriză pentru mine și care inclusiv acum rulează impecabil, acest Qashqai. Deci cum aș putea să nu recomand? Cum aș putea să spun nu vă duceți în showroom și vedeți un Qashqai că nu e bun? Nu. Mașina este, de fapt, noul Qashqai, ca orice model nou. Vine și ridică ștacheta mai sus, mai sus, mai sus, mai sus pentru ceilalți care vin din urmă. Problema și la noul Qashqai și la restul de modele este că odată cu această ștachetă de tehnologie, de comportament, de rafinament, de premium, de ce, și ștacheta banilor se duce din ce în ce mai sus. Deci, făceți-vă socotelile, mergeți, vedeți, pipăiți. Sunt curios, chiar sunt curios dacă o să am ocazia să ajung să văd într-un showroom și variantele mai entry level, că sigur aici, da, este ce trebuie mașina asta. Însă restul, la entry level, când nu mai ai toate jucăriile astea, s-ar putea să nu fie așa de bine. Deci gândiți-le bine, judecați-le, sper că testul a fost cât de cât elocvent. Noi nu l-am finalizat din cauza vremii, o să mai luăm mașina probabil peste o săptămână, două, trei, când o să se poată, ca să terminăm ce aveam de filmat, că nu s-a putut filma la exterior, a plouat torențial 3 zile în continuu. Și decât să fac ceva care să nu-mi placă, mai bine nu fac. Mergeți în showroom, pipăiți-o și de ce nu, comandați-o.